Bună ziua! Numele meu e Dan Popa și încercăm să dezlușim ce se întâmplă cu mediul de afaceri, cu afacerile românești în această epocă a pandemiei. Astăzi, invitata noastră este Gianina Ioan, cofondator și CEO al companiei Chili Ideas. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mă uitam pe site-ul Romanian Business Leaders, acolo unde știu că sunteți și noastră membru, și citeam că erați concentrat înainte de izbucnirea crizei pe dezvoltarea unei strategii de extindere a companiei noastre pe piețele din afară. Și voiam să încep prin a vă întreba sau cu întrebarea în ce stadiu mai e proiectul, dacă mai e viabil. Cea mai grea întrebare, adică m-ați luat greu cu cea mai grea întrebare. În ce stadiu mai este proiectul? Proiectul este pus pe hold, într-un fel, ca toate celelalte, precum au făcut într-un fel sau altul toate celelalte companii, deoarece a trebuit să ne focusăm pe resurse și să vedem exact cum le putem gestiona și pe ce perioadă de timp cât mai lungă posibilă ne putem descurca cu ele și eventual să găsim alte oportunități locale prin care să putem să găsim alte resurse, un alt income pentru business. Fiindcă este evident că cel puțin până la începutul anului viitor, acest proiect nu își are sensul în acest moment. Adică piețele efectiv pe care le targetam sunt închise și sunt absolut convinsă că nu va fi o dorință extraordinară de. Nu că nu, nu exclud, adică nu este ceva ce exclud, dar în momentul de față am pus un pic pe hold că până la urmă, în momentul în care nu mai ai venituri, sunt niște resurse limitate și trebuie să vezi exact ce faci cu ele. Da, următoarea întrebare era cât de tare v-a lovit și când a început sau când ați început să simțiți că ceva nu e în regulă, că scapă lucrurile de sub control. Noi am început să simțim această situație încă din februarie, când, deoarece facem foarte multe importuri, foarte multe, mă rog, facem destul de multe importuri din China Grosul. și comerț destul de mari și atunci impactul a fost destul de imediat. Lumea încă nu se gândea, era o situație departe și acum mă amuz ușor că în momentul respectiv păream ușor nebună în mediul meu când spuneam că va fi o situație destul de grea, nu era palpabilă în acel moment. Păi și după ce v-ați dat dumneavoastră seama că va fi. Păi, în primul rând, importurile au fost oprite în acel moment și atunci nu am gândit că se va ajunge atât de repede și în Europa. Sincer, în acel moment nici nu am luat acel scenariu. În acel moment am oprit toate activitățile și m-am focusat, ok, ce impact va avea acest lucru și pe cât timp. Și m-am focusat foarte mult, de exemplu, să am stocuri din Europa, fiindcă știam de la furnizorii mei că nu marfa care trebuia să le ajungă, de exemplu, în aprilie sau în mai, era deja postpone pentru iunie sau iulie, ceea ce însemna un gap în care noi toți ne-am fi uitat la același stoc care nu s-ar mai fi realimentat. Și atunci am fost într-un moment în care încercam să găsim soluții, ok, mai avem o firmă de logistică și ne-am gândit, ok, hai să aducem frumos stoc și să-l, și să, și în momentul în care aproape am plasat comanda, a ajuns virusul în Europa. Și am zis, ok, frână, frână, stop, hai să vedem ce facem în acest moment. Și atunci am început diferite scenarii, adică am tot colectat date și am înțeles că va avea un impact, că practic am văzut reacția clienților noștri în momentul în care știau ce se întâmplă în China cu marfa adusă din China și atunci de ce ar fi avut alt comportament cu marfa adusă din Europa. Și am zis, ok, hai să vedem ce se întâmplă. Și am început încă din acel moment să fim atenți la costuri și să fim ușor în stand-by și să luăm piciorul de pe accelerație un pic în referitor la proiectele pe care le aveam în desfășurare, care erau destul de multe. A fost foarte greu și este în continuare greu psihologic, fiindcă sunt proiecte la care lucrez de foarte mult timp, de multe luni,
de foarte multe luni și am investit foarte mult timp, foarte mulți bani și este frustrant să vezi că nu mai poți să le vezi ieșite la suprafață. Sunteți, din câte știu, de circa 13 ani pe piață, din 2007. Da. Ați traversat criza anterioară din 2008, 2009, 2010. Da. Ați mai trăit asemenea momente în cei 13 ani? Sau, mă rog, în trecut? Orice business, indiferent ce școală de business faci, cred că adevărata școală de business o înveți făcând business. Întotdeauna am zis că nici o carte nu o să înveți ce înveți efectiv aplicând business on daily basis. Pentru mine, chiar e ușor amuzant, pe 11 martie vorbeam cu colegii mei și făceam un plan de bătaie cum o să, când am stabilit că o să lucrăm de acasă și le povesteam că încă am fiori reci pe spate din cauza, încă mai simt, deși eram destul de mică, încă mai simt criza, efectele crizei, sau, mă rog, psihologic vorbind, din acei ani. Fiindcă am trăit tot din plin și am înțeles despre ce este vorba și cum a afectat oamenii. Și s-ar putea spune că eram un business mic în acel moment, dar am fost un business care a crescut în timpul crizei și știu ce efecte a avut asupra mea, nu știu, de exemplu, neachitarea facturilor, dobânzile foarte mari la credite sau destul de greu accesibile, întârzierile la plată ale clienților, solicitările de plată foarte mari ale corporațiilor, de termene de plată foarte lungi, mini-creditele, concurența neloială, marginile extrem de mici și așa mai departe. Acestea sunt efectele crizei care s-au întâmplat atunci, se vor întâmpla și acum, din punctul meu de vedere. Încă nu se întâmplă, dar se vor întâmpla. Iar în ceea ce privește alte crize, ca să răspund punctual, au fost tot felul de situații. Nu știu, tot în timpul crizei respective, foarte mulți furnizori nu mai sunt reliable. Și nu vorbesc doar sau numai în România, s-a întâmplat cu acesta. Am avut surprize neplăcute, inclusiv cu furnizori, mă rog, și în Europa, dar am avut și parte, din păcate, dar am învățat din ele, de scams, ca să zic așa, din China. Adică am trecut prin crize de personal, prin tot felul de crize, mai mici sau mai mari, care teoretic te pregătesc și nu pentru o astfel de situație. Bine, acum, din câte îmi spuneți dumneavoastră, deși crizele sunt foarte diferite, efectele sunt cam aceleași: întârzieri la plată, furnizori sau un comportament mai puțin etic al furnizorilor, probleme cu personalul. Noastră, ce măsuri ați luat în cadrul companiei, în afară de telemuncă, să zic? Da, cred că este o... Cred că majoritatea companiilor au luat aceleași măsuri. Nu cred că este vreo companie care a... Inventat roata. Da, inventat roata. Toată lumea s-a focusat pe cutting cost. Nu am apelat la... Suntem destul de norocoși să avem un cash flow ok și nu am apelat, nu știu, la amânarea ratelor la bancă, ceea ce, mă rog, e o discuție separată din punctul meu de vedere, care ar trebui totuși pusă pe masă. Am apelat la soluția aceasta, care sperăm să fie ok cu șomajul tehnic. Ați aplicat la IMM Invest? Am aplicat la IMM Invest, da. Da, am aplicat la IMM Invest. Nu, ce vreau să spun este, ezitarea mea vine din faptul că trebuie să avem foarte mare grijă în momentul de față cu împrumuturile. E clar că economia, ca să funcționeze, trebuie să cheltuim. Dacă stăm pur și simplu cu banii în casă și nu-i cheltuim, nu o să meargă roata și nu o să se schimbe lucrurile. Dar în același timp trebuie să avem grijă foarte mare să ne împrumutăm și ce facem, trebuie să avem foarte mare grijă ce facem cu acei bani. Adică acei bani trebuie să se întoarcă înapoi în economie și trebuie să producă mai mulți bani. Și aici trebuie, adică aici trebuie avută foarte, foarte mare grijă. Pentru sectorul nostru de business,
Când vedeți o ieșire din incertitudinea, din impredictibilitatea asta care îi macină pe toți reprezentanții mediului de afaceri? Noi avem un dezavantaj și un avantaj. Dezavantajul nostru în orice criză este că primele bugete care sunt tăiate sunt cele de la publicitate, marketing și așa mai departe. Și totdeauna suntem printre primii loviți, deși nu suntem compania despre care se comunică sau despre care se vorbește. Și aici mă refer la tot spectrul, la tot ce ține în general de publicitate, mai puțin digital media și media pe TV. În schimb, în ceea ce privește avantajul, este că la un moment dat companiile înțeleg că trebuie totuși să se promoveze din nou. Trebuie să înțeleg că, hei, dacă nu comunic, lumea nu o să afle despre mine și nu o să cumpere și nu o să mă aleagă. Am văzut un trend, foarte multă lume s-a focusat în zona de digital, în zona aceasta de TV, de digital, dar la un moment dat sunt convinsă că o să fie o saturație, ca orice lucru care este în exces și nu se va mai face diferența. Adică la un moment dat, dacă tot te uiți și stăm în casă în momentul de față, stăm pe internet, ne uităm la televizor, etc., etc., la un moment dat este un nivel de saturație foarte crescut și practic cred cu tărie că înspre toamnă, se vor redeschide din nou bugetele și clienții vor fi din nou willing să cheltuie bani. Și cred că vor fi două feluri de a cheltui banii, pe cantități foarte mari, dar foarte ieftine, și cantități mici, dar un pic mai scumpe, în zona de gift, vorbind exclusiv acum de industria asta, în zona de gift, fiindcă iarăși relationship marketing va prima, din punctul meu de vedere, indiferent de ce social distancing va și pentru ce perioadă va trebui să mai ținem partea aceasta de social distancing, așa cum ne uităm și vedem pe străzi că deja nu mai suportăm să stăm în casă și suntem pe străzi, e clar că pe măsură ce va trece timpul vom simți nevoia să interacționăm. Până la urmă suntem social creatures și avem nevoie de interacțiunea aceasta. Da. Așa este, deși sunt unii autori, gen Harari, care spun că, deși suntem social creatures, cum spuneți noastră, va exista o prudență și o inerție în a reveni la vechile obiceiuri sociale. Asta este o discuție separată. Sunt convinsă că dacă ar trebui lumea în momentul de față își va reveni economia. Își va reveni economia. Cutting cost, se vor trimite bani înapoi în piață, vom începe din nou mai devreme sau mai târziu să împrumutăm, low interest, high interest, vom începe să punem la un moment dat mai devreme sau mai târziu banii din nou, nu o să stăm așa forever, dar cu siguranță impactul psihologic pe care îl are această perioadă va fi imens și din punctul meu de vedere, noi toți ar trebui acum să ne focusăm și să facem niște exerciții de imaginație care vor fi acele schimbări. Fiindcă, într-adevăr, din punctul meu de vedere, este un regres foarte mare al domeniului nostru. Practic, ceea ce am descris eu, e clar că este din experiența mea din criza trecută. Cam asta s-a întâmplat în criza trecută la nivel de obicei de achiziție, de cumpărare. Dar din punct de vedere al felului în care evoluasem în ultimii ani, de exemplu, mă refer la partea aceasta în zona de sustenabilitate, de produse eco-friendly, certificări, deja eram o industrie care punea foarte mult accent în România, a început să se infiltreze dorința aceasta, solicitarea aceasta, ceea ce pe mine mă bucura foarte mult, fiindcă noi am fost una dintre companiile care au pușuit foarte mult zona aceasta. Și cred că va fi un decrease foarte, foarte mare. Practic ne întoarcem la piramida, la baza piramidei lui Maslow, unde iarăși trebuie să reînvățăm, dar cu siguranță vom învăța în mod diferit. Credeți? Așa s-a spus și în 2008, că după crize ne vom fi altfel, vom fi mai înțelepți în opțiunile de consum.
Da, nu neapărat că vom fi mai înțelepți, nu, fiindcă e dorința foarte mare, mai ales după ce vii după un boom economic, când te obișnuiești să cheltui și te duci la restaurant și nu te uiți la nota de plată sau îți permiți să călătorești din 3 între luni sau mai știu eu care este media. E o dorință acută. În momentul de față încă nu ne vine să credem și we reject toate știrile acestea, că o să fie, că în 1929, că o să fie foarte rău, că X, că Y. Nu putem să concepem acest rău, fiindcă noi încă suntem acasă cu familia, încă avem ce mânca, nu ne dă nimeni afară din casă, it's ok. Avem Netflix, da, e, încă este bine, încă nu suntem conștienți și nu cred că vom învăța foarte mult și nici măcar acum nu cred că în timp ce suntem în procesul în sine nu cred că învățăm foarte mult, adică ar trebui că pentru a învăța ar trebui să fie un moment de introspecție, ceea ce nu cred că există și nu văd cel puțin în jurul meu, dar mă refer că se vor schimba lucrurile la nivel de comportament, adică, haideți să vă dau un exemplu, am un copil de 5 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos, asemenea, dacă aveți copii. Și acum o săptămână și ceva, m-am trezit, am avut ca un fel de, nu știu cum să mă exprim, criză de, un fel de depresie ușoară. Deci un copil de 5 ani. A fost șocant pentru mine, dar și un copil de 5 ani, nu sunt psiholog, n-am vorbit cu niciun terapeut, dar era evident, era efectiv săturată de situația în care se află și în condițiile în care are niște condiții ok, este un copil iubit, are tot ce își poate dori, totuși nu mai suportă situația. Peste o lună de zile, în 5 ani de viață, înseamnă foarte mult. Am un prieten care are un copil autist, cu autism, și mi-a spus, Gianina, în 2 săptămâni am simțit un regres major față de felul în care evoluase, nu mai am acces la terapie, pur și simplu suntem înnebuniți, noi am intrat în depresie din cauza copilului. Acestea, din punctul acesta de vedere, cred că vor fi schimbări și regrese majore cu toții, cred că într-un fel sau altul vom deveni, nu neapărat mai precauți, hei, să avem grijă de economie, încă nu avem gândirea aceasta globală, încă suntem foarte focusați pe noi, dar cred că ne vom schimba noi ca persoane, fiindcă lipsa aceasta de interacțiune ne va schimba profund. Am sentimentul, nu știu să spun, că vom deveni chiar un pic mai răi, dar răi nu neapărat răi să facem rău, ci ușor mai egoiști. Mai individualiști. Mai individualiști, exact. Din punctul nostru de vedere, ceea ce e mai rău, să zic așa, o criză, acum suntem încă în criza sanitară, la începutul unei crize economice, probabil va urma o criză financiară. Vârful acestei crize stă să vină sau suntem sau am trecut de el? Vă întreb asta pentru că oarecum sunt nedumerit. Ați spus că din toamnă lucrurile ar putea reîncepe să reintre într-un pe niște șine ale normalității, dar pe de altă parte pare că va urma o agravare a crizei. Sunt foarte multe scenarii. În primul rând, nu cred că știe cineva ce o să se întâmple. Cu toții ne dorim să vină cineva, eventual să aibă foarte multe studii în spate și să scrie PhD în față sau mai știu eu ce, și să ne spune, stați liniștit pe data X, în data Y, va fi totul ok. Cu toții așteptăm pe care să-l luăm și atunci cred că pur și simplu va fi bine exclusiv, fiindcă începem cu toții să gândim pozitiv. Nimeni nu știe. Cred că sunt foarte, foarte multe scenarii, adică dacă ne uităm un pic la, ar trebui să ne uităm, toată lumea vorbește unprecedented, dar până la urmă, la o scară mai mică, au mai avut loc astfel de pandemie. Adică să ne uităm la SARS, să ne uităm la Ebola, adică într-un fel sau altul, la o scară mai mică, în cazul Ebola, de exemplu, s-a întâmplat fix ce se întâmplă în momentul de față. Granițe închise, turismul blocat, business-urile închise, social distancing, fix scară la 1-1 cu ce se întâmplă acum. Ba mai rău, mortalitatea era mult mai mare, ceea ce era într-adevăr mult mai rău și, ca zic așa, eu privesc partea pozitivă, că nu suntem totuși acolo, că dacă am fi fost acolo, sunt convinsă că nicio întrebare nu s-ar fi pus încă întrebări despre economie, dacă mortalitatea ar fi fost la nivelul la care a fost Ebola.
Când va fi vârful? La noi este în felul următor. Nu spun de o revenire în sensul în care vom fi pe același trend crescut. Adică noi creșteam cu 40-20%, aveam procente destul de mari de creștere în business și niciun caz nu se pune problema de creștere și revenire. Când vorbim de revenire, niciun caz nu ne vom reveni acolo, dar va începe ușor-ușor să se miște roata. Dar atenție! În businessul nostru, în momentul de față, noi încă suntem liniștiți, deoarece încă încasăm bani din trecut, din comenzile de lunile trecute. Așa este modelul nostru de business. Dar în momentul în care se va opri, să spunem iulie, august, ulterior e un gap în care noi nu o să mai încasăm bani. Și chiar dacă din toamnă vom începe din nou să punem... Încasările vor fi peste o perioadă mai lungă. Și de aceea... Din punctul meu de vedere, chiar dacă teoretic business-ul va începe să funcționeze, efectiv palpabilitatea lui va fi anul viitor. Va fi în anul viitor undeva spre martie. Cam asta este... Spuneați că vă place să vedeți jumătatea plină a paharului. În toată această nenorocire sau pandemie, cum să-i zic, vedeți și o jumătate plină? Sau care ar putea fi... lucru pozitiv cu care să rămânem de pe urma, nu știu, digitalizarea. Da. M-am gândit așa o mică poveste din interior. Eram extrem de implicat în foarte multe proiecte, de-abia mai respiram. De-abia reușeai să dai de mine la telefon, înainte de criză era în orice mare. Când a venit efectiv situația aceasta și a trebuit să stăm acasă, la un moment dat, nu știu, după o săptămână sau două, a zis cineva, s-ar putea să ieșim și eu zic, aoleu, deja? Zic, stai puțin că nu m-am respirat și eu puțin nu mi-am revenit. Asta așa ușor să ne amuzăm, dar se întâmplă și lucruri pozitive. Adică cu toții vorbim, dar din păcate vorbim doar la nivel de... Nu știu, vorbim ca să vorbim. Nu vorbim ca să aplicăm. Și nu cred că ne ajută lucrul acesta. De exemplu, toată frustrarea asta, guvernul X face, guvernul F nu face, de ce nu li se taie, de ce nu li se face? Asta e un consum de energie foarte mare și din punctul meu, adică energia este limitată și ar trebui să ne focusăm cu totul altă direcție. Lucrurile ar putea să fie făcute așa, într-o lume ideală. La un dat am și citit, visez așa că suntem cu toți închiși în casă, deoarece au vrut să ne facă o surpriză când ieșim și autostrada să fie gata și toate blocurile să fie vopsite frumos. Mi-ar plăcea să am parte de astfel de surprize și cred că toată lumea ar fi dispusă și willing să se sacrifice pentru sacrificiul ăsta. Din păcate, nu cred că o să învățăm foarte multe. Chiar la un moment dat citeam pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății despre SARS și spunea, ok, SARS is teaching us, ne învață foarte multe lucruri și că ar trebui să facem și să dregem și am învățat extraordinar de multe. E clar că sistemul medical a evoluat de atunci, am fost mai pregătiți. Dar overall, văzând rezultatul, de fapt nu ne-am pregătit deloc. La un moment dat citeam în raportul Comisiei Europene, era un fel de scenariu în cazul unei pandemii mondiale din 2005 în urma SARS. Scenariul cel mai negativ era în care noi stăteam 3 săptămâni în casă, atât s-au pregătit să stăm 3 săptămâni în casă. Într-adevăr, numărul de îmbolnăviri era mult mai mare, sau cred că am ajuns deja la acel număr de îmbolnăviri, iar rata de mortalitate cam aceeași. Dar fiindcă stăteam doar 3 săptămâni în casă, raportul era destul de un optimist din punct de vedere macroeconomic. Așa că, uitându-ne, că până la urmă noi ca ființe ce putem să facem? Nu putem să cuprindem cu mintea ceva ce n-am trăit sau nu am văzut sau nu am citit. Și uitându-ne în istorie, în recenta istorie, văzând că de fapt nu se învață absolut nimic, nu cred că va fi un impact foarte, foarte mare. Dar, nu știu, sper totuși că oamenii vor deveni un pic mai umili, că nu mă uit acum, nu mai contează ce cifră de afaceri ai, ce... În momentul ăsta nu, dar probabil că după ce economia va reporni, se va reveni la aceleași obiceiuri.
Exact, cu siguranță, dar asta spun. În momentul de față, cu toții, este pe principiu, ia să vedem în ce alte business-uri să investesc eventual pe viitor ca să nu să fiu ușor mai acoperit, să mă înțim. Da, vedeam ieri un sondaj publicat de IRSOP, care arăta că doar 27% dintre români consideră că această criză ne va face mai buni, mai generoși, ceea ce nu e foarte încurajator. Apropo de criză, noastră cum citiți, în ghilimele, măsurile sau reacția statului? Programul IMM Invest, cele câteva măsuri pe care le-au încropit guvernanții? Tot din proprie experiență. Pe 13 martie vorbeam cu o bancă a statului care era, citez, Gianina, financiarele tale arată minunat, ne dorim să lucrăm cu tine. Chiar sper să ne alegi și să-ți oferim un credit. Perfect, o să mă gândesc. Două săptămâni mai târziu, statul spune, sau ceva de genul, poți să amâni dobânda, poți să îți amâni plata dobânzii. Revin către aceeași bancă și zic, îți aduci aminte discuția pe care am avut-o acum două săptămâni, ai ok-ul meu, hai să pornim cu creditarea. E, stop, nu pot să-ți dau credit. Păi zic, de ce? Că cifrele mele arată în continuare bine. Și da, e o criză, dar până la urmă singura modalitate să trecem prin ea este să cheltuim, să punem din nou bani în piață. Dar dacă, repet, bancă de stat, dar dacă eu îți dau credit, mă rog eu, banca îți dau credit și tu ulterior vii la mine și amâni plata dobânzii. Asta apropo de măsuri, da? Și zic, e o ușoară neconcordanță aici. Cred că măsurile nu sunt bine gândite, adică nu sunt, au avut un impact major. Hai să o iau de la început. E vorba de lipsa de încredere pe care noi antreprenorii o avem în stat. Cred și că invers. Și invers. Da, nu m-am gândit la partea aceasta, recunosc. În momentul în care iei decizii legate de business, te gândești, ok, ce relație am eu cu statul și cum a ajutat pe mine statul în trecut. Apropo de șomajul tehnic. Șomajul tehnic e ok, e foarte ok și totuși a fost destul de repede pus în practică, dar avem cu toții acest istoric în care noi nu ne-am încasat de ani, de zile, după cum știți, taxele pe concediu de maternitate, medicale și așa mai departe, de ani, de zile, cu 11.000 de reveniri, nu s-a întâmplat nimic. Și normal că ai întrebarea, ok, dacă atunci când erai în boom economic și aveai creștere, tu nu-mi dădeai mie banii, ce mă face să am încredere în tine că voi primi bani? De data asta, da. Așa e. Asta te face să iei deciziile mai încet decât ar trebui ei, sau uneori să iei decizii greșite. Asta îi reproșez eu statului. Legat de măsurile, efectiv, overall, pe care le văd acum la 7 săptămâni sau de când suntem, par ok, dar faptul că nu reproșez felul în care au fost făcute, de exemplu, cu șomajul tehnic. Ok, poți să trimiți în șomajul tehnic, dar ulterior trebuie să-l ții angajat nu știu cât timp. Pe urmă, stai că m-a mai schimbat ceva. Mai venim cu o ordonanță, mai aducem... Din punctul meu de vedere, pur și simplu, stai, gândește-te, ia-ți câteva zile, nu veni în fiecare zi să schimbi lucrurile și asumă-ți, dar gândește-te pur și simplu din mai multe scenarii, nu pur și simplu dintr-un singur punct de vedere sau foarte puține sau în interesul câtorva, nu știu cum să mai spun, industrii. Na, adică în prima fază, din cauza faptului că restaurantele X au fost aceste tipuri de business-uri care au fost imediat închise, foarte mult a fost focusul acolo. Dar și în cealaltă parte, în spate, alte business-uri au fost la fel de afectate. Și revin la prima întrebare, cea cu extinderea pe alte piețe. Câtă vreme în alte state se reiau sau se ridică restricțiile, nu sunteți tentată dimpotrivă să accelerați și să intrați pe acele piețe pentru a fi prezenți din primul moment, ca să zic așa? Adică nu e o oportunitate ca să o întreb așa? Teoretic, da. Practic, cred că mai sunt și alte oportunități aici. Până la urmă, până nu ai business-ul consolidat aici,
și nu ești sigur pe ceea ce se întâmplă aici, e destul de greu să te duci acolo. Este ca și cum eu am un business instabil aici și nu am o bază bună, dar mă duc să alerg după alți iepuri care nu sunt siguri că o să iam sau nu. Adică aș miza destul de mult în condițiile în care nu știm pentru cât timp vor fi totuși blocate aceste credite și când se vor printa sau nu se vor printa banii, când vor fi dați în piață, în ce măsură, cum se va face leverage-ul și așa mai departe. Adică prefer să îmi asigur și să mai am un pic de răbdare și să-mi consolidez din nou business-ul aici. Și sunt oportunități și până la urmă, ce vreau să spun este că dacă învăț ceva din criza aceasta, este faptul că trebuie să ne întoarcem spre piața noastră și să lucrăm mai mulți cu furnizorii din România și să-i pușuim să fie și ei mai deschiși către noi și să găsim și să fim creativi și inventivi și să găsim acele produse pe care să le punem în mâna clienților noștri. Că până la urmă, business-urile, unii știu foarte bine să vândă, alții știu teoretic foarte bine să producă. Hai să le punem împreună și să le punem în mâna celui care vrea să le cumpere și care are nevoie de ele. Și atunci să ne punem din nou economia noastră pe picioare și să fim un pic mai dependenți interior decât exterior. Asta va dura destul de mult, pentru că ceea ce îmi spuneți noastră putea fi valabil și înainte de izbucnirea crizei. Adică produsele pe care le-ați importat din China probabil că puteau fi cumpărate, e drept, la un cu totul alt preț de pe piața locală. Marginile deveneau astfel și mai înguste, ca să nu zic că probabil dispăreau, dar teoretic exista această... Teoretic, da. Practic, comportamentul furnizorilor nu era atât de deschis, așa cum sper eu că o să fie în acest moment. Adică sunt furnizori buni pe piața din România, dar care erau focusați exclusiv pe export, nu aveai acces la ei efectiv. Și da, ăsta este adevărul. La un moment dat ești prins în joc. Și dacă de asta spun, în momentul ești prins, e ok, ce trebuie să faci, cum trebuie să ajungi, trebuie să ajungi la prețul cel mai mic, concurența, XYZ. Dar dacă aduci ceva bun, criza, această situație, să ne întoarcem la întrebare, este aceasta, faptul că ok, we need to slow down a little bit și să ne uităm un pic și pe piața din România. Atenție, nu spun că nu voi merge și că nu voi continua proiectul. Nu spun lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Și noi avem scenarii pregătite și le revizuiesc aproape în fiecare zi. Să nu uităm că pe 11 martie România avea 4 scenarii și spunea scenariul 4, spunea că avem, dacă depășim 2000 de cazuri. Acum suntem peste 100.000 într-o lună jumătate. Adică dau doar niște numere ca să se înțeleagă cât de mult și în ce direcție pot să evolueze lucrurile. Și atunci, nu spun că am renunțat. Până la urmă, toată munca făcută nu este aruncată pur și simplu pe geam sau nu pot să o reiau de unde a rămas sau nu pot să merg la un nivel mai precaut. Pur și simplu spun că în momentul e un consumator de finanțe care nu se știe dacă va genera atât de repede venituri cum o va face dacă eu voi investi în echipa mea, vom deveni mai creativi, vom găsi furnizorii potriviți și vom găsi acea diferență care îi va face pe clienții noștri să zică ok, da, vreau acest produs. Și plus, face bine și pentru suflet. Ce așteptări aveți din partea statului și din partea mediului de afaceri? Dacă aveți. Din partea statului să dea dovadă de leadership. Avem nevoie de lideri. Adică eu înțeleg că tot ceea ce se întâmplă în economia noastră nu este din cauza unui singur om sau a unui singur guvern și așa mai departe. Se întâmplă, sunt lucruri care durează de foarte mulți ani, dar la un moment dat ar trebui să, nu știu, leadership și onestitate. De exemplu, partea aceasta, toate întrebările astea, ne avem bani sau nu avem bani, ar trebui făcute pur și simplu niște scenarii. Ok, dacă toată economia, toate companiile vor introduce toți angajații în șomaș tehnic, atunci, maxim până când putem supraviețui sau să vă oferim bani, este această perioadă. Deci, ăsta e the worst scenario. Ok? În cazul în care doar 30%
așa, niște scenarii nu e atât de complicat, sau cel puțin nu mi se pare mie atât de complicat să ni se ofere niște date. Adică cred că asta avem nevoie noi antreprenori, niște date și să știm că există onestitate. Reproșăm Chinei că nu a fost onestă, dar nici noi nu oferim date în timp real sau ceea ce avem ca să putem să luăm niște decizii. Asta, nu știu, reproșez eu statului. Dar înțeleg că, până la urmă, statul este format din oameni și cu și ei, la rândul lor, trec prin același lucru prin care trecem și noi, și anume printr-o situație fără precedent. Așa, și din partea mediului de afaceri, ce așteptări aveți din partea antreprenorilor? Să rezistăm cu toții. Foarte multă lume se bazează în momentul acesta, am citit interviuri și mă uitam pe interviuri și facem parte dintr-un grup internațional, noi ca și companie, și avem call-uri săptămânale cu diferiți oameni din business-ul meu all over the world. Și plutește chestia asta, când competiția va da faliment. Și am zis, dacă competiția gândește la fel despre noi. E cu siguranță. Exact. Eu cred că este sănătos să avem competiție. Hai să ne uităm acum. Eu, mă rog, nu gătesc, fiindcă nu gătesc, punct, nu am timp, nu am... dar am posibilitatea să comand mâncare la domiciliu. Îmi place foarte mult mâncarea și îmi place foarte mult că în acest moment eu pot să comand o mâncare care îmi face plăcere să o mănânc. Și sunt convinsă că asta s-a întâmplat datorită competiției. Da? Din ultimii ani, fiindcă acum câțiva ani de zile n-ai fi putut să, pe lângă faptul că n-ai fi putut să comanzi la domiciliu, n-ai fi putut să comanzi mâncare atât de delicioasă la domiciliu. Și asta face competiția. Competiția este sănătoasă, competiția te ține în viață, te face să trăiești și să, și să vrei să fii mai bun. Atâta vreme cât este loială. Da. Până la urmă și asta poate să fie o provocare și putem să învățăm. Întotdeauna am spus că sunt două aspecte, adică partea aceasta de profitabilitate, cred că sper din tot sufletul ca lumea să se deschidă la minte și să înțeleagă că business-ul nu se face doar prin a scădea prețurile, a negocia extraordinar de tare. Nu este sustenabil, după cum se vede în acest moment, și chiar cred că unul dintre, dacă ar fi să aleg un singur lucru pe care ar trebui să ne focusăm după partea aceasta, ar fi profitabilitatea. Și al doilea, să încasăm totuși banii mai repede. Adică termenele acestea de plată ne torturează, pur și simplu. Și întorcându-mă un pic la partea aceasta de competiție, mi se pare foarte periculos dacă vor fi iarăși falimente foarte multe ale companiilor, nu știu, mici, medii sau unii mari, fiindcă iarăși se va forma acel gap cu companii extraordinar de mari și cu unii foarte mici. Și nu cred că este iarăși sănătos nici să ne ducem în zona aceea. Păi o serie aceea de falimente și insolvențe cu siguranță vor fi, iar pericolul de, nu de monopol, de oligopol mai degrabă, va exista cu siguranță. Dacă e un mesaj pe care să-l lați transmite angajaților, colegilor, care ar fi? Vorbesc cu ei destul de des. E bună întrebarea, nu mă așteptam la ea, fiindcă eu îmi fac mea culpa în această perioadă că nu am comunicat așa de mult cât mi-aș fi dorit sau cât o făceam în trecut cu ei. Să rămânem uniți. Să rămânem o echipă unită, fiindcă și parteneri și cu toții trecem prin aceleași angoase psihologice, ca să le denumesc așa. Să fim onești și realiști și să nu spunem că suntem bine, fiindcă nu suntem bine. Ăsta este adevărul și este ok să recunoaștem acest lucru, dar în același timp este important să rămânem, să stăm aproape unii de ceilalți. Da. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ioan.